Popoteaza, una dintre cele mai importante sărbători religioase din an, i-a adunat pe locuitorii din Putineiu în centrul comunei, acolo unde a avut loc slujba de sfințire a apei. Cu crenguțe de busuioc, sticle, găletușe sau carafe, credincioșii au așteptat ca preotul să sfințească apa pentru a putea lua achiasmă. Văzutul de apele și s-au temute. Cu tremuratul sau înainte mergătorul și a strigat răin, cumva lumina sfeșnicul pe lumină. Pe lângă aghiazmă, oamenii au luat câte un mănunchi de paie, care, potrivit tradiției, ar avea efecte benefice pentru cloștile din gospodărie. Ce semnifică paiele? Le pune la cloști să scoată pui, să clocească. Este o tradiție? Poftim? Este o tradiție. Da, tradiție, bineînțeles. Botezul cu apă sfințită l-au primit și elevii școlii din comună, dar și caii aduși de localnici. La ceremonie și-a făcut prezența și deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, care a făcut posibilă organizarea unui spectacol de muzică populară în premieră în comuna Putineiu. Alături de parlamentar s-au mai aflat vicepreședintele Consiliului Județean, Cristian Marciu, și artistul Vali Crăciunescu. În sfântă zi de sărbătoare a botezului Domnului nostru Iisus Hristos, urez cetățenilor din comuna Putineiu și tuturor cetățenilor din orașul și județul Giurgiu sănătate, împlinire, pace, liniște sufletească și să aibă grijă ca astăzi să nu se certe, pentru că așa spune tradiția noastră a românilor. Locuitorilor din comuna Putineiu, astăzi în zi de sărbătoare, să le doresc din tot sufletul la mulți ani sănătate și bucurii alături de cei dragi. Iar administrației publice, primarului și Consiliul Local, mult succes în și multe realizări în anul 2014. Le urez să le ajute Dumnezeu, să meargă agricultura, să fie mai bine, să le dea Dumnezeu multă sănătate. Mă bucur mult că am revenit în comun aici. N-am mai fost de pe la 10 ani, 11 ani și ce să vă zic, le urez multă sănătate și multă fericire. Așadar, după terminarea slujbei, oamenii nu au plecat acasă și au renunțat preț de încă o oră la căldura din propriile case pentru a asista la un spectacol folcloric de excepție. Pe scena din comună au urcat nume cunoscute ale muzicii populare, Natalia Albu, Reta Baltag și Liliana Bodnariuc, invitat special fiind renumita Daniela Cernea. Localnicii nu au stat deoparte și au intrat în horă lângă tinerii dansatori ai ansamblului folcloric Muntenia. A fost un spectacol pe cinste, iar frigul nu i-a împiedicat pe cei prezenți să se bucure de el, mai ales că au primit și vin fiert din partea organizatorilor. Cum vi s-a părut spectacolul? Foarte frumos! Interesant! Foarte frumos! Foarte frumos! Frumos!
Ați avut și vin fier să vă încălziți? Da, foarte frumos. Ce v-a plăcut cel mai mult? Toată la muzică. Ați avut și vin fier să vă încălziți? Da, foarte bun. Cred că l-au plăcut la fiecare. Vă dați seama, dacă n-a fost în comuna Putinei niciodată așa ceva, le-au plăcut. După că atmosfera, am văzut că le-au plăcut. S-au încins la joc, au jucat. Administrația locală le promite locuitorilor un spectacol cel puțin la fel de deosebit de ziua comunei Putineiu în data de 23 aprilie.